Durerea de gât dimineața. Din ce cauză apare? 1. Refluxul gastroesofagian. Este o foarte frecventă cauză a durerii de gât care apare dimineața. Dacă nu ești răcit și te doare gâtul frecvent dimineața de o lungă perioadă de timp, ai putea să ai reflux gastroesofagian. De ce dimineața? Pentru că refluxul se accentuează noaptea în poziție orizontală. Ce ai de făcut? Nu mânca foarte târziu seara, dormi cu capul mai sus și ia medicație pentru reflux. A doua cauză a durerii de gât dimineața ar putea să fie obstrucția nazală, nasul înfundat. Dacă ai nasul înfundat și respiri pe gură noaptea, aerul nefiltrat, neîncălzit și neumidificat îți va irita gâtul, iar gâtul te va durea dimineața. Ce ai de făcut? Mergi la un consult ORL pentru a-ți rezolva problema de nas înfundat.